Iată portativul, iată cheia sol, care stabilește poziția notei sol pe acest portativ, și anume pe a doua linie de jos. Notele vor fi scrise în spații și pe linii, una lângă alta, și anume, dacă coborâm sub nota sol, vom găsi nota fa în primul spațiu. Apoi mi pe prima linie, re lipit de prima linie și do va avea nevoie de o liniuță ajutătoare la distanță egală de portativ. Dacă încercăm să găsim celelalte note peste sol, vom găsi la, si, pe a treia linie și do. Acest do se află la distanță de o octavă de primul do. Ce înseamnă octavă? Înseamnă intervalul dintre primul do și al doilea do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vom constata că sunt 8 sunete. De acolo vine numele de octavă. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sau C, D, E, F, G, A, B. Și din nou C. Acestea sunt notele pe portativ în cheia sol. Vocea umană se raportează în octava centrală la aceste note. Vocea bărbătească se va auzi cu o octavă mai jos decât vocea feminină, dar se va raporta la aceeași octavă, la aceleași note.